De ce ai ieșit din politică? Cine, eu? Da, tu. Pentru că nu am mai fost interesat. Interesat de această activitate, nu interesat la un alt mod. Pur și simplu. Pentru că m-am gândit că ce am avut de spus, dacă am avut de spus, am spus. Că n-am soluții pe mai departe. Și trebuie să mărturisesc și acest lucru, că doar noi fi vreun erou sau vreun întemeiator de religie, și că o viață are omul. Mă gândesc și la asta. Și că atâtea alte lucruri îmi plac, așa cum mi-a plăcut, și mă interesează în continuare, mai puțin pe aici, dar uite, și politica. A venit dintr-o dată, te gândeai de mult să faci asta, a venit în urma unui eveniment. O să mă suspectez că fac jocuri de cuvinte. Dar nu fac. Deloc, mă, nu. Mă gândeam din prima zi. Din prima zi în care am intrat. Nu, eu știu cum vorbesc a fost prima zi, cum ai plecat de la Tulcea și așa mai departe. Da, ai povestit, și în permanență am avut o anumită stinghereală. Pentru ochiul cunoscătorului s-a și văzut. Nu eram ca peștele în apă, am mai spus-o. Și în permanență m-am autoamăgit așa mulți ani, 25. Hai și asta și ca să avem un capăt, ca să avem o stație. Mă rog, așa au fost. Nu regret, dar nu regret nici că am stat, nu regret nici că am plecat. De deloc. Rusia, Ucraina, Malul Rasiei. Ce? Să vorbim de lucrurile astea. Să vorbim. Nu, serios. Era o chestie importantă totuși. Și nu ai regrete și... Nu. Ești bine. Acceptând aceste lucruri care... Nu, lasă asta. Nu. Sunt foarte bine. Sunt mai bine ca niciodată. Adică ai început să faci numai ceea ce vrei tu. Pentru că întotdeauna politica era extremă urgență. Eu, ca să fiu sincer, și cât am făcut politică, am încercat să fac numai ce voiam eu. Numai că, fie și dacă luăm formalitățile, nu poți face chiar ce vrei tu. Paradoxal, poate unii nu știu, dar aș vrea să terminăm cu gata, după aia, da. Nu de alta dai păcat de subiectul cel mare. Da, da. Paradoxal, am făcut mai mult și mai întreg ce voiam eu, câtă vreme n-am fost președinte al partidului în care cu onor am servit, cum zic americanii, la închisoare sau la alte lucruri. Așa, sau la armat. Pentru că, ăsta este un paradox, cu cât ești mai sus pe scara, ești mai puțin liber în sensul ăsta de care vorbim noi, aproape boem, fac ce vreau. Nu poți să faci, cu cât reprezinți mai mulți oameni, nu poți să faci ce vrei. Trebuie să... Păi n-ar trebui să ai totuși libertatea totală, tocmai că sigur, această sigur reprezentare... Sigur că ți se dă un mandat, se spune la un moment dat, mă rog, nu știu cum e acum sau cum e la alții, la noi a fost totdeauna asta sau era pe vremea aceea, dar până la urmă te-am pus în față, că așa te-am socotit pe momentul ăsta mai capabil să inventezi ceva. Să, mă rog, să comunici, să convingi, să propui, să înfăptuiești. Și cum e când te uiți și vezi că după tine au venit Orban? Nu, după mine a venit Iohannis. Păi, bun, Iohannis, dar pentru o scurtă perioadă, că a ajuns câteva luni președinte. Iohannis, să spunem așa, au venit. Păi nu, acum când discutăm aici lucruri istorice, nu ne putem permite să... Bun, nu, dar eu ziceam, nu-i dădeam pe toți. Da, o selecție. E o selecție proprie, ca să zic așa. Best of. E un top al meu. După tine au venit Orban, Câțu, Ciucă. Au venit. Au și plecat, o parte dintre ei. Nu, dar cum vezi ceea ce s-a întâmplat după ce tu ai ieșit? Că ăștia au venit la conducerea PNL. Ai făcut parte din PNL-ul ăsta din anii 90 până acum 5 ani, da. Nu? Totuși. Cred că formal mai fac parte și acum, deși... Da, da, ai reprezentat la da. Modul, știm bine cu toții. Am vorbit... Te deranjez, nu? Da. Da, pentru că nu se poate să pierdem timpul, păi avem subiect. Stai o secundă. Deci vreau să-ți dau și eu, să te enervez și eu și da, să spun că... De vreme ce așa au mers lucrurile, așa trebuiau să fie și că e normal să fie așa. Tot ce pot să-ți spun, ca totuși să nu rămâi cu mâna goală, din acest mic... Dar nu trebuie să câștig sau să plec cu ceva. Această mică diversiune... Mulțumesc. Rătăcire, spune. Da, a ta. Da, da, a mea, mulțumesc, am mulțumit, da. Nu a mea 25 de ani cu PNL-ul, a ta 5 minute acum. Da.
este că eu cred că acum, după un anumit tocol, PNL-ul totuși și-a revenit într-o poziție ceva mai durabilă în formula asta. Florin Câțu, pe care nu l-am cunoscut personal, cum nu-l cunosc nici pe premierul Ciucă, Florin Câțu e un om despre care se pot spune, ca despre oricare dintre noi, se pot face considerații, se pot debita impresii. Ce drăguț ești tu! Dacă eu aș fi fost... Dar nu există așa ceva. Dacă eu aș fi fost cel care să pot să potrivesc această pahară de șampanie, care sunt congresele unor partide de sus până jos, cred că aș fi făcut ce s-a întâmplat acum mai repede și mai de mult. Mai ales mai repede. Am înțeles. Da, e ușor din afară. Știi reținerea mea de a comenta de la mii de kilometri distanță sau de la... Dar ce zic foștii tăi colegi din partid pe care știi? N-ai vorbit cu ei apropo de ce se întâmplă. Dar care e problema? Că te simți un pic agitat pe subiect. Absolut deloc. Ai vreo frustrare? Nimic. Aveai alte propuneri? Nu. Întrebarea următoare este... Pentru că eu am citit în presa românească... Că? Expresia unei mari suferințe. Că n-a fost concurență la congres. Da, ăsta ultimul, uh-huh, care s-a ales domnul Ciuc. Uh-huh. Da, au fost tancuri. Au fost tancuri care interziceau să candideze cineva, altcineva. Ar trebui să-i întreb pe colegii tăi, nu pe mine. E jale mare că, nu știu, nu le place unora domnul Ciuc. Foarte bine, poate să-ți placă, poate să nu-ți placă. Dar care erau, până la urmă, fără supărare, acele personalități izbitoare, copleșitoare, nu erau ale Partidului Național Liberal, care au fost de niște forțe oculte împiedicate să facă ele istorie acum. Prin. Eu cred, deci, că pe formula asta, cu Nicolae Ciucă, cu generalul Ciucă, premier... Ciucă al nostru. Ciucă dumneavoastră. Nu, nu, așa e replica din film, Ciucă al nostru, da? Știu. Așa. Și cum înțeleg că se profilează cu Lucian Bode, pe care îl cunosc spre deosebire de ceilalți doi și despre care am o impresie foarte bună, secretar general, mi se pare foarte potrivit pentru asta, partidul este în formula pe care el o poate avea acum. Da, e ca un crucișător care taie lumea. Nu știu că, Doamne ferește, ați văzut. Politicii, da, lumea, crucișător în sensul... Moscova era crucișător. Da, acolo nu. Nici acum nu știm cine l-a scufundat. Nu contează cine, nu. Deci, contează chiar, că la. Chiar cred că... Da, da. Uite, acum o să fac eu o mărturisire. A depășit niște crize. Și acum va fi bine. Da, probabil că da. Așa. Ce vor face mai departe? Nu, da, tu ai fost încă de la începutul anilor 90 în politica românească și ai fost cumva și lângă cei din garda veche. Eu trebuie să mărturisesc că nu am aici nicio reținere. Diferența între anii 2000, ca să nu vin mai încoace, adică acum 20 de ani și ce e acum, diferența între anii 2000 și anii 2020, să spunem, da, și până în 2000, este de la cer la pământ, Crin. Marius, putem să discutăm mult despre asta. Nu te îndemn cu respect, chiar cu sfială, decât să extinzi eventual comparația la alte țări. Așa, la fel. La Europa. E la fel. La Statele Unite. Nu știu. Să vezi, dom'le, acolo... Tot așa sunt... Știi că noi trăim în România, nu, mai ales eu. E, după părerea mea, așa, aruncând în ochi, este o conjunctură mai de durată, nu-i vorba de câteva luni, în care, în primul rând, forțele politice, actorii politici, cei văzuți, au mai puțină influență. Deci eu cred că... Că s-a schimbat din punctul ăsta de vedere lumea politică. S-a schimbat din punctul ăsta de vedere. Că, să zicem, cancelarul Helmut Kohl sau președintele Reagan sau, eu nu-l consider un neghiob ca maestru Cristoiu, Gorbaciov. Indiferent că au reușit sau nu, Gorbaciov nu, în proiectele lor politice, aveau altă statură, altă altitudine, dacă îmi permit reverberația asta verbală, alte proiecte, alte mize, dar și epoca avea alte proiecte, alte mize. Acum, să mai lăsăm să treacă timpul,
că acum prea stăm cu lupa pe cei de acum. Stăteam și atunci. Ai făcut armata? Stăteam și atunci, bineînțeles. Armata? Am făcut armata, timpul... armata, bineînțeles. Întregului popor. Pe vremea lui Ceaușescu, da. Ei, ai văzut acest sindrom, acest fenomen că după trecerea timpului, toate momentele nenorocite din armată în care ziceai că dacă scăpa vreodată, pe o le uiți, se stompează și rămân prieteniile și pe care eventual ai legat sau momentele. Și crezi că asta se va întâmpla și cu prezentul de acum? Nu, cred că asta se întâmplă în ușoara tendință de a idealiza, cum să spun, oameni de acum 20 de ani. Sigur, pot să-ți spun câteva lucruri, comparând acum clasa politică în ansamblu. Că erau mai bine instruiți, știau mai multă carte, ca să spun așa, sau arătau pe românește, a ști. Da. Arătau a ști. Nu, știau, știau. Că aveau aderențe, sau cum să le spun, chiar ideologice, doctrinare. Adică era comunistul comunist, indiferent că pe mine mă scotea din fire, dar avea articulația lui de comunist sau socialist, post-comunist. Da. Liberalul, liberal, creștin-democrat, creștin-democrat, în fine, ce mai erau pe acolo. Dar asta se întâmplă peste tot. Uite-te la partidele mari, la pilonii democrației franceze, da? Republicanii, numai... dreapta și socialiști. Aici, de necrezut. Partidul Republican și Partidul Socialist, nu? Deci, trăi niște mișcări, sunt niște schimbări și în România, așteaptă-le efectul, dar nu fi, dar nu fi necruțător. Nu sunt necruțător. Noi am vrut să discutăm atât. Am discutat. A apărut aur. Crezi să revenim, nu, să revenim. Nu, până la... nu stai un pic. Nu, nu că nu te întreb aici. Despre aur. Nu, nici despre aur, nici despre nimic. Nu, nu. Întrebarea este, ai răbdare, te grăbești. Belgenii bat din picior, nu sunt mai așezați, nu au... Vreau să revin la belgeni, că m-ai întrebat de belgeni și la... Ne imediat la belgeni, avem timp. Nu, crezi că în România o să, e momentul să apară formațiuni noi, așa cum se întâmplă în toată Europa? După părerea mea, într-o oricare altă societate decât eventual cea britanică și cea americană, mult prea bine așezată pe bipartizan politic, cu bipartidism, nu strică niciodată să apară noi formațiuni. Mm-hmm. Sigur că cele mai multe sunt efemere, că unele sunt complene serioase, că unele pot fi chiar periculoase. Dar e un semn de viață. Sunt cumva de extremă. Dar e un semn de viață. Ele sunt secreții ale unei societăți vii și sunt un semn că totuși încă, cum necum, trăim într-o societate democratică, ceea ce încercăm de 30 de ani să facem. Adevărat. Apropo de titlu de pe ecran acolo, vezi că este un titlu interesant care lumea între secole. Și aici fac un apel la profesorul de istorie, Crin Antonescu. Am trăit și în secolul trecut și am trăit destul de mult, trăim și în secolul ăsta, da? Cum vezi dacă ar fi să pui... În oglindă cele două secole. Pentru tine, care este secolul frumos, secolul luminii? Sau în ce măsură secolul 21 poate fi comparat cu secolul 20? Care sunt legăturile între ele? Ce e comun, ce e atât de diferit între cele două secole? Mi-e greu la nivelul biografiei personale, pentru că... Nu numai al biografiei, spuneam că ai trăit. La nivelul istoriei, până la urmă. Eu sunt un om al secolului 20. Indiferent că cine știe ce longevitate va permite să trăiesc, nu e exclus, nu? Mai mult în secolul ăsta decât în celălalt. Am trăit 40 de ani în secolul trecut. Doamne ajută, înseamnă deci, că ajungi la 90. Lejer, acum. Pot trăi mai mult. Dar unul la mână că eu cred că n-ar trebui să ne lăsăm intimidați prea mult, că ceva trebuie să ne lăsăm intimidați. De secolul ăsta. De tehnologie. Până acum, 2020, noi trăim totuși pe marile direcții în prelungirea secolului 20. Aceleași fantasme ne bântuie, aceleași... aș putea spune că suntem un pic mai săraci. Pentru spiritual că, vorbind. Sau spiritual, ideatic, ca forme de angajare. Uh-huh. Uite, un moment istoric care pe mine m-a pasionat mult, războiul civil din Spania, 36-39. Acolo s-au petrecut tot așa nenorociri, orori, oameni împușcați, gropi comune și așa mai departe, nemai urmând
Nu mai vorbim de ce a făcut după aceea Franco, după ce a câștigat războiul, pentru că a făcut lucruri îngrozitoare. Lucruri îngrozitoare făcuseră cei drept și cei de stânga. S-au dus acolo nu doar cei trimiși de Stalin, în fine, că trebuia, cu KGB-ul și cu nenorocirile pe care le-au făcut ei în tabăra stângii. Nu vreau să intru în detalii. Dar s-au dus oameni, Hemingway, Malraux, s-au dus oameni care și-au riscat viața, unii pentru Orwell, Orwell, carte despre Catalunia, extraordinar, fapt despre război, oameni care și-au riscat viața fizic, cu toate că erau deja niște nume cunoscute, aveau confortul și, cum să spun, și viața lor în țări libere și fără probleme, pentru aceste idei. Nu mă interesează că eu detest pe comuniști, detest pentru ce făceau atunci și pentru ce au făcut până în ziua de azi. Dar n-am cum să nu-i admir pe aia care s-au dus acolo, credeau în chestia asta. E altceva, decât turneele pe care le făceau mari intelectuali francezi sau domnul George Bernard Shaw în Uniunea Sovietică. Apropo, George Bernard Shaw, un spirit absolut strălucitor, dă o replică superbă, sclipitoare, care dă măsura mizeriei morale a unor intelectuali care, în cunoștință de cauză, au cauționat comunismul. Domnul Bernard Shaw face o plimbare, un turneu, e primit sigur de Părintele Popoarelor Iosif Visarionovici Stalin, care se întreține modest și respectuos cu el, prin URSS, anii 30. Foamete. Milioane de oameni morți numai de foame. Lagăre, tot. Sigur că nu i-au fost ăstea arătate lui Bernard Shaw. Bernard Shaw a fost, nu? Plimbat pe traseu pe care... Stabilit. Erau plimbați toți. Dar nu se poate ca un spirit ca Bernard Shaw să nu simtă ceva. Și la sfârșit este întrebat. Când povestește că e paradisul, Uniunea Sovietică, oamenii sunt altfel, trăiesc altfel, minunat. Și este întrebat, dar de ce nu... De ce trăiești în Anglia? De ce nu te duci în... Unde am închipit că te-ar primi, de ce frumos, te respectă. Și a zis, Marea Britanie, iadul, dar eu sunt un om păcătos. Frumos. E frumos, da, frumos, dar mizerabil. Așa că, revenind la chestiunea asta, asta a fost în secolul 20 și asta face aceste pasiuni pe care nu le mai regăsesc astăzi. Sau nu le mai regăsim, nu că nu le regăsesc eu, la o asemenea scară. Azi e mult mai multă metodă, mult mai multă tehnică, mult mai mult profit, mult mai multă putere. Solzhenitsyn definea ca axe ale comunismului minciuna și violența. Descria legătura dintre ele. Azi e mult mai multă minciună și, paradoxal, cum vedem acum, chiar și mai multă violență. Pentru că noi, în secolul 20, după al doilea război mondial cel puțin, noi așa ceva nu prea ne-am imaginat. Spun. Noi am crescut, Marius, eu sunt mai bătrân, dar nu foarte mult. Am copilărit pe aceleași plaiuri și oarecum în aceleași timpuri. Noi am crescut cu ideea, și nu numai noi, și cei din Belgia, chit că ei erau liberi, noi eram mai puțin, cu ideea că nu mai e posibil așa ceva. Uite, s-ar putea ca în disperare de cauză să inventez eu a doua Românie, pentru că trebuie să fie și una bună. Nu am nici intenția, nici... nu să stea sentimentele mele reale să scriu ceva în genul unui titlu foarte tare care s-a pus foarte frumos de altfel ca titlu cu Sabin German, m-am săturat de România. Nu m-am săturat. Da, nici de droguri nu te saturi dacă ești addicted. Uh-huh. E totuși, undeva trebuie. Asta e o nevoie. Și atunci îmi pare că decelez, simt, pipăi o graniță între, nu neapărat o Românie rea și una bună, dar între o Românie care n-a reușit în ăștia 35 de ani. Și asta este pentru mine România publică. Cu politică, cu presă, cu mediu academic, ce subiect frumos. Cu școala românească în sensul instituțional, cu tot ceea ce așteptam și nu ne imaginam acum 35 de ani că nu va fi mult mai bine. Și nu e. Și o Românie care totuși muncește, trăiește, merge înainte, aspiră, merge înainte, chiar. Se civilizează, se dezvoltă, se adaptează în sens bun, iată măcar două. Deci asta sunt. Măcar două. Da, bun. Bun, nu e o consolare.
Pentru că niciuna dintre ele două, dacă e să acceptăm măcar convențională asta, nu poate trăi fără cealaltă. Adică România asta, să zicem, sănătoasă, să zicem reușită, să zicem care e mai bine, de la România publică. Ea depinde de România publică. Marius, nu doar politică. Publică. Asta e oful meu, pentru că nu știu de unde să încep această pledoarie. Nu e o pledoarie pentru politicieni. Despre politică am discutat, pe semne că și în seara asta nu voi putea scăpa de dorința ta ușor morbidă de a reevalua mediul politic românesc. Dezastrică. Da. Dar nu e numai asta. Și mie mi se pare că dacă vrem sau cine vrea, băi, sunt mai tineri ca tine, să fie mai bine în România, este într-o capcană dacă mereu și mereu va găsi rău cantonat doar în mediul politic. Așa ceva nu se poate. Ce exemplu să dau? Hai să dau un exemplu, după părerea mea, monumental. Nu îmi vine să cred că de cel puțin, cred că sunt aproape 10 ani, în decenii de când avem tema, celebra tema plagiatului, în cultura română, ca să spun așa. Bun, au mai fost câteva discuții mari cu Eugen Barbu. Vorbim acum, nu? De când plagiatul e temă, să spun așa, la ordinea zilei. Păi, ea a început, nu, cu cazul Ponta, atunci a început, din rațiuni politice, s-a dus o discuție pe teme politice, din interese politice, și după aceea, sigur, a continuat. Cu execuții politice. Da, până în ziua de azi. Nimeni nu a pus problema, dar nimeni, în acești ani, după știința mea, acum poate s-au diversificat canalele de exprimare publică, nu le pot urmări pe toate, nici nu doresc. Dar după știința mea, până în ziua de azi, nimeni nu a pus problema că titlurile doctorale date, acordate acestor oameni care au plagiat sau au semi-plagiat sau paraplagiat, nu le-au fost date de alți politicieni. Adică titlul fiecărui politician incriminat a fost dat de un conducător de doctorat, de un universitar. Profesor și așa mai departe. Nimeni n-a întrebat vreodată care să ia. Nimeni n-a întrebat, și mă tem că asta e o întrebare care ar fi trebuit pusă, dacă flagelul plagiatului nu cumva excede zona politicienilor. Dacă nu cumva și oameni care nu sunt vedete politice, ci academice, să spunem. Au plagiat la rândul lor, să spunem. Plagiat de-au rupt la rândul lor. În momentul în care tu nu pui serios această problemă, nu ai cum să te vindeci. Atunci se arată clar că vei ajunge să scoți la iveală un plagiat doar pentru că e vorba de un politician important. Vei ajunge... Cum s-a ajuns? Dacă politicianul respectiv nu-ți place să argumentezi că e plagiat, dacă el îți place, atunci să argumentezi că la noi e plagiat. Și s-a folosit plagiatul și atunci, ca o armă politică înainte de orice. Și atunci tema asta a plagiatului, ca în calitatea ei de crimă intelectuală și academică, e devalorizată. Adică noi nu avem cum să asanăm. Dacă chestiunea e generală, cum să însănătoșim dacă doar vânăm pe politicianul X și Y? Și am spus, este foarte simplu. Politicianul X a plagiat. Am ajuns la această concluzie. Avem comisii academice la rândul lor, nu din politicieni, atenție. Uite, a avut un conducător de doctorat. Un profesor mai e ceva. Mai e ceva. Doctoratul, nu mai știu, s-o fi schimbat regulile. Am început și eu doctoratul, înainte de a intra în politică. A, da? Un doctorat, da. Dar și probabil sunt printre puținii care... Uite, nu numai că nu sunt doctor, că puțin mai suntem care nu suntem doctori, dar care... 2-3, pe degete la o mână. Doctoratul presupune o intrare în doctorat, presupune o serie de examene în domeniile circumscrise temei și după aceea presupune lucrarea niște etape. Eu îmi dădusem aceste examene, făcusem tot și la momentul la care, asta azi, în 91. În 92 am intrat în Parlament... Am dedus examenele respective, deci vreau să spun că există și aceste examene, adică dacă un om n-are nicio treabă cu propria lui lucrare și cu propria lui nu domeniu, trece de aceste la examen. Nivelul ăla, păi tu cine? Nu tu politician sau tu ziarist, tu profesor universitar care
Da, e acest examen. Îi spui stop, sănătate. Îi spui stop, deci ai și tu responsabilitatea. Bun, cazul meu nu contează. Cazul meu... Și n-ai continuat. Nu, n-am continuat. De ce? Nicolae Mischie, Dumnezeu să-l ierte, un politician destul de cunoscut într-o anumită perioadă, a fost președinte județean pe la Gorj și așa mai departe, era coleg cu mine în Comisia de Învățământ și coleg de doctorat. Era unul mai în vârstă decât mine, dar era coleg de doctorat, își dădea doctoratul. Legat, mi-aduc aminte, ceva de activitatea lui Grigore Iunian, în fine. Și fostul patriarh. Nu, Grigore Iunian. Iunian, un fruntaș țărănist într-o perioadă. Iunian, da, am confundat eu interbel. Cu patriarhul. Și mai vorbeam, ce faci, ai dat, că eram, repet, contemporani în proceduri. El era pe istorie contemporană, eu eram pe altceva. Pe antică. Și la un moment dat îi spun, domnule, eu m-am hotărât totuși că renunț. Cum să renunț? Bă, renunț. El era FDSN, ce erau ei atunci, partidul mare. 92, da. Mare. Eu eram pele 93, niște băieți tineri pe acolo, care fără să știm ce vrea să urmeze, țipam tare pentru învățământul superior privat. Dom'le, ființăm și noi. Era în toată Europa, da, în toată lumea, mă da. Rog. O nenorocire pe care n-aveam cum să o imaginăm și care s-a ajuns la ce avem azi. Păi, da. Aveau de 100 de ani, dar nu ne imaginam că într-un an... Da. Bun. Și omul îmi spune, zice, te-am văzut totuși, tu ești un băiat, par prost, adică, na. Adică nu par prost. Zice, nu ești întreg la minte, cum adică? Păi zic, dom'le, uite, e simplu. Doctoratul, eu l-am început într-o perioadă în care gândeam să dezvolt o oarecare activitate sau carieră în de natură științifică, altfel, ce-mi trebuie doctoratul? Nu știu dacă mă crezi sau nu, dar omul, în 1993, întâmplat asta, mi-a spus, băi, ține minte, în 10-15 ani o să fie tot ce vezi tu pe aici, o să fie doctori. Lăsă-mă, dracu, în pace, ce treabă are? Păi, nu, dar dacă mă ocup de politică, mă ocup de politică, adică nu stau în biblioteci, nu mă duc la o bursă, că se punea problema să mă duc la o bursă, apropo de destin, la Bruxelles, în vremea respectivă, pe subiectul dacă ăla. Dacă te duceai acum, atunci nu mai mergeai acum. Zice, domnule, lasă prostiile astea. Și hai că o să fie lucrarea. Toți doctorii. Deci omul nu vorbea de plagiat, nu vorbea de nimic, vorbea pur și simplu de treaba asta. Bun, n-am terminat. Dar eu nu vreau să dau acest exemplu, cu toate că, e un exemplu, nu sunt singur. Mai cunosc oameni care au fost în situația asta, oameni politici, care au renunțat. Și cred că sunt exemple care ar trebui cunoscute, pentru că nu există ideea că ne face cineva cu forța doctorii. Și nu-i adevărată nici ideea că toți politicienii din România s-au făcut doctori așa pe dai boj. Bun. Unii s-au făcut chiar pe bune, iar alții n-au vrut să facă pentru că au socotit că ori fac carieră academică, universitară, știu și eu științifică, ori fac politică. Bun. Wrong choice. Good choice. Ok. Ok. Bun. Spun asta pentru că mi-am adus aminte și de aceste examene. Deci un doctorat e un proces. E un demers, nu e pur și simplu o compunere pe care o faci un eseu, pe care poate să dureze și ani de zile. O trimiți. Păi durează ani de zile. Da. Deci, de unde am plecat? Nu putem să punem numai pe politicieni, nici măcar în primul rând în cazul ăsta pe ei, vinovăția pentru acest dezastru, pentru această rușine, pentru această mizerie. E doar un exemplu. Da, hai să trecem la treabă totuși. Să trecem la treabă, să discutăm, de exemplu, despre dumneavoastră. Despre noi, presa? Discutăm și despre presa. Da, presa, atunci, despre directorii de conștiință și de opinie din România. Ai început. Azi politicienii înclasat de mulți, condamnați, executați. Ajungem și acolo. Stai un pic. Atunci, pentru că e un dialog foarte deschis, o să mă întreb tu și îți răspund. Că, uite, n-am discutat de mult despre asta. Apropo de România pe care o vezi de la Bruxelles, cum se spune. Chiar există varza asta de Bruxelles, aia mică, se face parte din meniu? Nu știu, n-am căutat, nu e. Nu ești pe varza de Bruxelles, am înțeles. Da. Și descrie o România și făceai foarte bine, pentru că România, într-adevăr, merge înainte, se dezvoltă, se adaptează tot ceea ce spuneai. Ești unul dintre oamenii, înainte de a fi politician, care a condus România. Nu. Ok. Care a avut funcții importante în România. Da. Ai fost chiar președintele României la un moment dat, interimar. Da. Ai fost președintele Senatului, ai fost președintele partid, ai fost recunosc, ministru, ai fost de tot. Recunosc și nu regret. Dar nu am condus România nicio secundă. Dar cine a condus România? Cine a condus și acum? Cine a condus-o dintotdeauna? Păi nu, dacă tu nu ai condus-o în perioada destinul aia. Destinul său istoric, nu.
Uite, aici e vorba de noțiunea de a conduce și de a fi la putere. Sigur că eu, în calitățile pe care le-ai enumerat, am avut posibilitatea și chiar responsabilitatea de a desemna pe niște posturi foarte importante din România niște oameni. Ministrul de Finanțe, Ministrul Justiției, Ministrul Culturii, Ministrul Educației, Ministrul de Externe. Dau doar exemple de ministere mari, ministere importante. Sigur că am avut ocazia să am întâlniri, mă rog, în care nu se decideau lucruri. Se discutau lucruri cu personaje importante din Europa și din lume. Președinți, prim-ministri, președinți de camere și așa mai departe. Dar a conduce, a fi la putere, înseamnă a lua decizii majore, nu de natură, să spunem, administrativă, așa cum e un guvern, ci de natură strategică, de natură a îndrepta într-o direcție sau alta mersul țării respective. Ori în sensul ăsta, nu doar eu, care n-am fost nici măcar prim-ministru, nu consider că am condus țara, dar nu consider că au condus țara sau au fost de plin la putere nici oameni care au fost prim-ministri. De exemplu, Călin Tăriceanu în primul său mandat. Un mandat interesant, un mandat cu multe lucruri bune, un mandat în care a făcut lucruri, dar nu a condus România. 2004-2008. Mm-hmm. 2005, practic. Păi și dacă n-au condus primii deci miniștri, n-am condus. Dacă premierii n-au condus România, cine a condus-o? Președinții. Președinții cu direct sau indirect serviciile, dar încă o dată fac această precizare că eu nu vreau să mă cantonez în văicăreala banală, noi nu facem politică pentru că nu ne lasă serviciile. Nu. Nu, dar trebuie să recunoaștem. Voi nu faceți, ăștia care nu faceți politică, nu pentru că nu vă lasă serviciile, ci pentru că sunteți suficient de slabi, suficient de șantajabili, suficient de nesemnificativi în esența activității politice, încât niște oameni, dintr-un serviciu sau altul, și nu numai servicii, dintr-o țară sau alta, profită, care înțeleg perfect și practică legea absenței vacuumului de putere în politică. Și atunci aia e puterea. Aia ei nu vă așteaptă pe și voi. Și o iau cu asupra de măsură, exact, în momentul în care mulți dintre politicieni se duc acolo. Ceea ce este absolut natural. Și se predau. Bineînțeles, ca atare. Bineînțeles. De ce e absolut natural? Absolut natural să nu existe vacuum de putere. Să nu existe și atunci cineva să ocupe asta. Cineva să ocupe asta. Da, total de acord. Exact. E o descriere deci, foarte bună. Să revenim. Nu am, ce voiai să spui? Nu am condus România. Nu vreau să dar spun. Dar am fost în funcții mari. Nu. E bine că am făcut paranteza și bine că mi-a scăpat porumbelul că ai condus România. Că ai fost, pentru că ai făcut un discurs de candidat la președinție? Trăim vremuri crunte. Sigur că războiul din Ucraina, despre care am avut cinstea pe la începutul lui să vorbim, câte ceva, nu-i deloc o anecdotă sau un lucru plăcut. Dar deja în raport cu ceea ce se întâmplă acum și ceea ce eu nici n-aș putea numi criza din Orientul Mijlociu, pentru că asta, astfel de crize au fost de multe ori, acum e mult mai mult. Acum e o criză planetară, pur și simplu este o criză planetară, care încă nu înseamnă al treilea război mondial așa, ca la carte. Ai dar, spus încă. Dar suntem, nu înseamnă din punct de vedere militar, dar suntem în plin război și suntem toți. Deci, nu-i de glumă. De ce? De ce spui asta? De ce? Pentru că angrenajul în jurul acestei explozii este uriaș. Practic, n-a rămas nimeni semnificativ pentru soarta planetei. În plan politic, în plan diplomatic, în plan militar, n-a rămas nimeni nici neutru și nici mai puțin interesat de ce se întâmplă acolo. Și în joc, de fapt, lucrurile fiind formulate nu de analiști sau de noi comentatori, fiind formulate de către actori. Gândește-te numai la discursul din urmă lui Erdogan, fiind formulate ca atare. Adică suntem în fața unor lucruri fără precedent. Unor mize, unor încărcături fără precedent,
cel puțin pe timpul vieții noastre sau... E adevărat. Istorie recentă. Ai făcut politică la cel mai înalt nivel. Ai fost chiar președinte interim. În România. În România, adevărat, ne ducem aminte. Da. Și știi ce înseamnă responsabilitatea. Are Europa, în primul rând, și lumea în general, lider care să fie deasupra acestor vremuri atât de... Vom vedea. Crâncene. Vom vedea. Deocamdată, sentimentul este că lumea nu mai are lider. Sau jandarm, sau cum vrei să-i spui, este evidentă dificultatea poziției americane, indiferent cum se va soluționa această criză. Și ca să atrag oprobiu. Simpatiile tradiționale ale unora de la bun început, ca să nu mai, să mai uite, să mai piardă timpul. Da, să aștepte doar să vă întâmplă. Eu sper să se rezolve, deși sunt foarte îngândurat în privința asta, grosomodo, în favoarea americanilor și de data asta. Și o mai vedea. Dar, repet, e în criză marele lider al lumii din perioada post-război rece. Calitatea lui de jandarm, cum spun unii, sau de arbitru, cum îmi spune alții mai elegant, sau de putere dominantă, e sub un challenge fără precedent. Și asta este evident. Nu-i de azi de ieri, dar acum este aproape, cărțile sunt etalate. În al doilea rând, avem de-a face, cred eu, și asta e pentru mine mai interesant, poate să discutăm, pentru că în cursul discuției despre Ucraina vorbeam aici de Fukuyama, de Huntington, de... Cred că, din păcate, am spus de atunci că Huntington pare avea dreptate și acum cred că pur și simplu îl citim sau recitim pe Huntington cu realitatea pe masă. Deci da, avem de-a face, din păcate, cu un conflict al civilizațiilor sau el este iminent. Pentru că dincolo de împrejurările diplomatice, de taberele clasice, pro-Israel, pro-Statele Unite, pro-Palestina, pro, nu știu, ruși, avem de-a face cu pro-Occident, ceva da, care este extrem, extrem de periculos și extrem de aproape. Și despre asta, ca să nu mai vorbim despre consecințele asupra Occidentului și folosesc acum Occident într-un sens larg, incluzându-ne fără nicio ironie și pe noi. Pentru că, la urma urmei, noi suntem ca societate, acolo, ca NATO, țară, europeană. Suntem acolo nu doar pentru că suntem în NATO. La nivelul acestor civilizații care riscă să se ciocnească, eu cred că noi am fost acolo și când eram sub comunism. Era un regim politic care nu era democratic, nu eram de în NATO, nu eram în Uniune, eram acolo. Dar modul nostru de viață, cultura noastră elementară, formele noastre de civilizație, exceptând o dictatură, dictaturi politice au mai fost în Occident. A fost dictatura lui Franco, n-a fost comunistă, dar a fost dictatură. Spania n-a încetat să aparțină civilizației occidentale în timpul ăla și eu cred că și noi, dacă tragem liniile mari ale unei asemenea importante, conflict, am fost și suntem aici. Ori această criză ne privește. Sigur că România în acest moment pare și sper să și fie, să rămână un loc liniștit, Bucureștiul, un oraș sigur în raport cu Parisul sau cu Londra. Ce, mă rog, ar putea să ne bucure. Uite, s-a întors o fir de istorie și favoarea noastră. Așa e. Așa este. Dar, din păcate, nu va putea să fie o nenorocire la Paris și nu vorbesc de un simplu, dacă se poate spune simplu, atentat, cum au mai fost, dar nu va putea să cadă Parisul și să rămână București. Parisul și București trăiesc împreună sau sunt sub asalt și sunt sub asalt. Din acest motiv am spus că sper ca într-un anumit sens pentru cei care îi văd pe americani peste tot și ei sunt, au fost peste tot, să se rezolve și de data asta în favoarea lor. Pentru că asta înseamnă în favoarea noastră. Acolo s-a ajuns. Nu suntem într-o situație în care să discutăm. Să avem alternativă. Putem să o facem. Putem să o facem și am făcut-o și o să o mai facem dacă mai apucăm. Toate neglijențele, toate aroganțele, toate superficialitățile politice și nu numai ale establishmentului american. E mai mult decât atât. Apropo de cultură, apropo să discutăm, de progresism, putem sunt multe să discutăm de discutat. La capitolul cauze ale situației actuale, cât de multe greșeli ale marilor sau marelui jucător, că vorbim de americani, sunt la origine. Putem să facem asta, dar... N-avem alternativă, dar spui. Noi trebuie să dăm răspuns acum, sub cea mai civilizată și mai la îndemână formă,
temei puse și de către Teheran, și de către cei din preajma Teheranului, și de către domnul Erdogan, ori noi, ori voi. Nu e modul nostru de a gândi. Nu e modul nostru de a trăi pe planetă. Dar dacă nici acum nu luăm act de faptul că așa se pune problema și că noi trebuie să găsim o soluție de aici încolo care să salveze coexistența. Mă, și noi și voi. Nu se poate ori noi, ori voi. Dar avem niște oameni care de la cel mai oficial, dacă pot să spun așa nivel, asta ne spun. Ori noi, ori voi. Asta e, după părerea mea, cu adevărat fiind în faza declarațiilor, adică până să există declarațiile, Marius. Eu aș vrea să, apropo de toată această discuție care are, am văzut cu satisfacție că și la tine, în emisiune, și în alte dezbateri din spațiul public românesc, mulți oameni, remarcabil de mulți oameni, au spus și spun lucruri foarte bine pregătite, foarte bine gândite. Lumea a aflat, cine a vrut să afle, foarte multe lucruri despre istoria acestui conflict din Orientul Mijlociu, despre istoria conflictului arabo-israelian sau israelo-palestinian. S-au spus foarte multe lucruri. N-aș vrea să repet lucruri care sunt știute, despre, repet, istoria acestui lucru, despre, dar cred că e foarte interesant să vedem ce înțelegem. Să zicem că trecem cu bine criza asta. N-avem ce face decât să sperăm. Dar totuși, dacă trecem de criza asta și nu înțelegem ce a însemnat și ce înseamnă ea, înseamnă că foarte curând vom ajunge iar aici. Și mai ales, dacă trecem de ea, trebuie să ne gândim și ce vine după această criză. Sigur că da. Dar până acolo, spuneai că am ajuns într-un punct critic. Planeta, lumea în general, da? Da. Spune-mi, te rog, s-au adunat măsuri, s-au adunat lucruri pe care mai marii lumii le-au făcut, s-a strâns de mult această stare care astăzi este explozivă. Crezi că anii au adunat măsuri, evenimente importante de s-a ajuns aici sau a fost doar așa un declic? Nu e o întâmplare, nu e o nebunie a unuia, nebunia unuia sau altuia, care nu mai par improbabile, pentru că fac și asta parte din istorie. Nebunia unui conducător face istorie. Fără Hitler, așa cum a fost el, cu partea lui de geniu, cu partea lui de nebunie, cu partea lui de criminal dominantă, fără Hitler anume, fără existența acestui individ, dacă ăsta murea în copilărie, convingerea mea este că, în ciuda tuturor celorlalte elemente care puteau să ducă la un conflict, noi n-am fi avut distrugerea. Am atât de multe lucruri, unele nereparate până azi, care s-a petrecut în al doilea război mondial, de exemplu. Deci pot să înnebunească și actorii actuali. Și asta ar fi rău. Dar dincolo de asta, totul este istorie. Mai că istoria, cred eu, istoria poate spune un profesor de istorie, poate să ofere cel mult explicații, dar nu oferă soluții. Soluțiile trebuie să le găsească cei care au la îndemână instrumentele în acest moment. Nu le găsesc niciodată înapoi. Le oamenii găsesc politici. Într-o proiecție, da, oamenii politici. Istoria ne poate ajuta, istoria e frumoasă. Istoria, ca să o citim mai bine, mai adevărat, vezi când te uiți astăzi și ești cumva asediat mediatic de drame incredibile în fiecare zi. Pentru că, după părerea mea, nu e un om întreg, sufletește, nu e un om normal cel care distinge între victime israeliene și victime palestiniene. Asta e clar că între copii musulmani și copii evrei sunt drame multiplicate în fiecare zi. Este absolut îngrozitor. E și clar. Și când ajungi să fii contemporan cu așa ceva, ca să nu zic Doamne ferește să trăiești în imediata proximitate, deși azi toate punctele de pe planetă sunt foarte aproape, prin tehnologie, prin tot, când trăiești așa ceva, când după aceea iei o carte de istorie și o răsfoiești și citești o poveste, zecile de mii, despre sutele de mii, despre milioanele de victime din epidemia cutare sau din războiul mondial sau din nu știu ce, îți dai seama că citirea bună nu mai este aceea
care scoți niște foi vechi dintr-un sertar. Toți ăia din cifrele alea, toți acei milioane de oameni. Ceea ce se întâmplă în prezent, toate milioanele de oameni se raportează și la ceea ce citești în cartea de istorie. De la Auschwitz sau de la Cruciada întâia. Războaie mondială și așa mai departe. Toți aceia, fiecare dintre ei a fost un om exact cum suntem noi. Suferința e universală. Dramele sunt, ca să spun așa, atemporale. Adică drama unui om din secolul XI este aceeași când e vorba de lucruri de limită, de viață, de copilul lui care moare sub ochii lui sau de lucruri de genul ăsta. Să spun că totul e istorie, dar istoria nu dă soluții. Trăiești în Occident. Sigur că urmărești... Păi, dacă sunt la București. Poftim eu și ziceam chiar că eu sunt. Da, trăiesc în Occident. Adică lumea știe ce ai făcut în politică și așa mai departe. Chiar sunt curios. Cum văd belgienii ceea ce se întâmplă? Și care e perspectiva ta când vezi ce se discută la televiziunile belgiene, ce scriu ziarele, ce spune lumea? Chiar sunt curios să aflu. E vreo diferență? Da, trebuie să-ți spun că poate că n-am căutat eu suficient, dar după cum știi a avut loc în acest context un atentat în Bruxelles. Au fost omorâți doi suporteri suedezi, un om, în fine. În noaptea respectivă, când oricum criminalul umbla liber prin Bruxelles până a doua zi, când era căutat, s-a gândit să bea o cafea lângă locuința lui și a venit poliția locală și l-a găsit. Asta așa, sper că oamenii își fac toți treaba, dar nu-i foarte încurajator când te gândești la securitatea, în sensul, forțelor antiteroriste dintr-o țară. Da. Știi că eu mai multe informații despre ce se întâmplă la Bruxelles am găsit în presa străină, inclusiv în presa română. Incredibil. Da, pentru că am senzația, repete doar o impresie, eu nu, deci nu cunosc în interior media belgiană sau cercurile politice belgiene. Sunt un om care trăiește un timp acolo și consum media informație. Am senzația că este un pact al rezervei, dacă nu al tăcerii, să se vorbească, dacă se poate, cât mai puțin, să se alerteze cât mai puțin oamenii, să se inflameze cât mai puțin spiritele. Să nu se panicheze populația. Da. Pentru că tu știi câteva lucruri. Tu știi că la un meci de fotbal, la campionatul mondial ce-i drept, Maroc-Belgia, terminat în bune condiții și cu victoria Marocului, adică la o manifestare de bucurie, știi că ți-au fost incendiate niște mașini, sparte niște magazine, așa la veselie. Ce s-ar întâmpla în cazul Îți dai seama că o scânteie poate să arunce în aer. Nu poți să uiți dacă ești om normal, dacă ești autoritate occidentală. 99% din oamenii ăia stau și ei liniștiți și își văd de treaba lor. Și nu se simt probabil nici ei bine. Dar dincolo de asta, în Occident au existat, nu de data asta, nu la Bruxelles, până acum, dar noi nu putem să uităm că în Occident, ca să nu vorbesc de alte locuri, au existat manifestații de bucurie după atentatele teroriste. Da. Să nu uităm niciodată că la 11 septembrie, după cele mai mari catastrofe, a doua zi a fost o mare manifestație de bucurie la Londra, în frunte cu niște fruntași religioși și câte și mai câte. Asta ce spune? Asta nu spune nici de cum că toți arabii sau toți musulmanii sunt teroriști, sunt criminali, sunt nebuni. Dar spune că există un tip de solidaritate, fie și în rău, pentru că sunt mai puternice alte elemente. Aștept o revenire în simțiri, în anumite privințe, a Europei. Eu sunt un om de dreapta și ca atare doresc ca Europa să dea o prioritate temelor economice. Pentru că, apropo, a fost la Maastricht recent, păi noi, în media noastră, n-a strânit interes chestiunea asta, pentru că, desigur, avem altele. După cum știți, cu multe. A fost la Maastricht o dezbatere între... Paul. Da, între candidații pentru președinția Uniunii Europene. Și acolo au fost trei teme. Climate change, care se pare că nu poate să ne iasă din... reflex, că e un reflex. Încearcă să fie din ce în ce mai impusă. Pavlovian, aproape. Așa. Și încearcă la nivel de instituție europene să fie din ce în ce mai impusă. Securitate și, aspecte media, ceea ce e corect, pentru că se impune și, în fine, democrația în Uniunea Europeană. Nu se poate să lipsească
tema economică. Eu nu sunt un economist. N-am excelat niciodată ca politician în discursuri pe teme economice, pentru că nu am formatul respectiv. Dar să scape faptul că avem o problemă economică, că trebuie totuși să vedem până unde facem Green Deal și până unde revenim cumva la competitivitate, pentru că noi vorbim și despre una, despre alta, e ușor de vorbit despre amândouă, chiar dacă sunt contradictorii în anumite privințe, vreau aici ceva mai precis. Deci vreau odată acest lucru. Doi, vreau să existe totuși o anumită constatare din partea politicienilor europeni că există o nemulțumire în interiorul Uniunii Europene, în interiorul celor mai democratice și mai europene, dacă pot folosi acest comparativ, occidentale, state occidentale. Că agricultorii, că transportatorii, ca să dau cele mai recente exemple, nu sunt nici plătiți de Putin, nu sunt nici stângiști cu mințile îmbătate de știu și eu ce... urmașa lui Marx, lovește viața de zi sunt cu zi, împotrivă. Și politicile Uniunii Europene. Sunt niște agenți, cât se poate de sănătoși, ai capitalismului și ai democrației, care se confruntă cu probleme cât se poate sunt de serioase. Sunt afectați, efectiv. Trebuie să dea un răspuns. Da. Trei, nu se poate să nu constatăm, sau cel puțin, repet, asta aștept eu, că undeva trebuie să existe un reglaj, fie și fin, al raportului între decidenții politici aleși de oamenii din Europa asta și birocrația. Asta e o temă la nivelul fiecărui stat. Asta e o temă și în România. Dar avem o temă suprastatală, care este cea a birocrației europene, din ce în ce mai numeroasă, din ce în ce mai costisitoare și din ce în ce mai puternică. Eu nu vreau ca alegător, nu accept ca niște birocrați să-mi decidă soarta. Și să facă politicile atâta, în loc celor aleși. Atâta vreme cât am pretenția că trăiesc într-un continent și într-o țară democratică și cât eu, de-aia și vreau să vorbească cu oamenii ăștia despre asta, am dreptul de a alege. Adică vreau să se ducă acolo omul pe care l-am mandatat să facă politici. Nu un birocrat pe care nu-l cunosc, dar îl plătesc. Atenție! Și nu în fine, oricum, nu-l plătesc oricum, în fine, în al treilea rând, să terminăm cu ipocriziile, cu lozincile, să constatăm că trebuie să existe o politică precisă privitoare la imigrație în Europa. Spune-o de aici până aici. Pentru că altfel așa nu se poate. Nu se mai poate. Din foarte multe motive, dacă vrei, le discutăm. Că trebuie să existe o politică stabilă și clară în legătură cu sexul oamenilor, nu cu relațiile și cu opțiunile sexuale, cu sexul, domnule, măcar atât. Să admitem că sunt doar două sexe și că le putem schimba dacă vrem. Dar nu putem inventa 2 plus 1 la infinit. Asta e regresie la infinit. Cineva ar putea spune, bine, domnule, de asta ți arde? Îmi arde. Pentru că asta e doar o expresie, la culmea aberației, a ceea ce a însemnat vreme de decenii și în anii din urmă, din ce în ce mai tare, ronțăirea, ca să spun așa, a temeliilor pe care societatea normală, occidentală liberă, a stat. De orice, absolut. Și creștină până de asta aștept, de asta aștept de la PNL, care zice că e dreapta și trebuie să fie dreapta, de la PPE, de la conservatori, aștept și de la alții, dar în primul rând de la ei, că eu sunt votantul lor potențial, să spună până aici, să spună de aici încolo așa și să îmi dea măcar iluzia că cineva trimis de mine, votat de mine, să conducă Europa, gândește un drum pentru această Europa. Noi nu mai putem rămâne, după ce am constatat în ultimii ani, nu în ultimii 5 ani dacă îi luăm, nu putem rămâne așa, ca o frunză în vânt. Pentru că în multe privințe, din păcate, Europa azi e ca o frunză în vânt. Ca o frunză în vânt din punct de vedere militar și al securității, vedeți declarațiile tuturor, aproape tuturor liderilor politici și militari occidentali. Securitatea încă e asigurată de America. Vedeți, adică păi da, dar e America. Noi nu putem să ne permitem ca un continent cu forța, cu economia, cu populația, cu istoria, cu civilizația Europei să stăm, să tremurăm, pardon, ca babele la țară, dacă vine președintele X să-i taie pensia sau nu, dacă vine Trump și ne lasă de izbeliște sau nu. Noi nu putem să ne permitem asta în continuare. Iată doar câteva lucruri pe care eu ca alegător le aștept. Aștept ar trebui să se schimbe mecanismele? Aștept. Ar trebui să se schimbe Uniunea Europeană sau? Nu. Eu, uite, Marius, există acum în România o modă
moda așa numit suveranistă. Acum... În toată Europa crina asta. În Europa e ceva mai clar. Oamenilor le e ceva mai clar. În Europa, acolo unde sunt suveraniști. Da, da, da. Mie nu e clar în România, frecventez anumite tot cercuri. Tot felul de bârloguri putiniste ca și ăsta. Mulțumesc. Așa. Mulțumesc, ce drăguț, da. Numai profesorul Scorbură. Numai profesorul Dungaciu săracu care supraviețuiește pe aici. Așa. Și cu mine acum. Glumesc tot. Așa, normal, nu, asta sunt glumele noastre, dar în regulă, da. Te rog. Dar bun, așa, ce cu suveranismul? Domnule, nu e foarte clar. Suveranismul ăsta ce înseamnă? Vrem să părăsim Uniunea Europeană? Vrem, nu mă interesează. Absolut nu. Vrem să continuăm să avem acest raport pe care, din păcate, de foarte multe ori și autoritățile românești sau guvernanții sau președinții l-au avut, un fel de dependințe, de cămări la subsol ale Uniunii Europene, de provincii mărginașe ale Uniunii, adică un raport... Hai să ne mai ducem la Uniunea Europeană să vedem ce ne mai cere Uniunea Europeană, să vedem ce ne mai dă. Dom'le, suntem parte. Noi suntem Uniunea Europeană. Dacă... Pe mine nu mă interesează suveranism. Pe mine nu mă interesează ca acolo, eu, care sunt, știu cine sunt. Nu mă bănui că sunt dintre cei care cred că suntem buricul pământului sau mai mult decât suntem. Totuși, în termenii oficiali a ierarhiilor care se fac într-un raport de forțe și în Uniunea Europeană, suntem a șasea țară ca populație, corect. Suntem deci a șasea țară ca pondere în reprezentările politice din Parlamentul European și din alte instituții. De ce nu s-a văzut asta până acum? Suntem care o țară care e relevanță strategică, cum care a fost strategia României de, în orice caz, asta nu s-a văzut până acum, dacă nu s-a văzut, de ce? Și cred, exclusiv din cauza noastră. Ah, clar. Exclusiv din cauza noastră. Dai.